Bună dimineața! La începutul sarcinii, tiroida fetală nu funcționează. Pentru o bună dezvoltare a fătului, trebuie să ia hormonii tiroidieni de la mamă. Dacă mama are o problemă, și el suferă. De aceea, înainte de sarcină, în timpul acesteia, dar și la 3 luni după, se verifică nivelul hormonului TSH. Înainte de sarcina programată, aveți nevoie de examen complet ginecologic. Examenul ginecologic complet înseamnă un consult ginecologic cu recoltare de examen citologic Babe și Papa Nicolau, o ecografie transvaginală, mamografie și ecografie bilaterală. De asemenea, de analizele uzuale de sânge și de urină. În analizele uzuale se includ marcării pentru tiroidă numiți TSH și Free T4. Aceștia arată cum funcționează tiroida. De ce se recomandă înainte de sarcină? Glanda tiroidă se mărește datorită sunt mai mulți factori care determină această creștere de volum al glandei tiroide, cum ar fi un necesar crescut de iod, creșterea volumului sanguin al mamei, creșterea în greutate. Tiroida trebuie să muncească suplimentar. După ce aflați de existența sarcinii, mergeți și la evaluare endocrinologică. O problemă cu tiroida înainte de sarcină, în timpul sarcinii această problemă îi se agravează și eventual postpartum, deci după sarcină, această problemă se poate exploda. La 3 luni după naștere e obligatoriu să mergeți la specialistul endocrinolog. Frecvent în România se constată tiroiditele autoimune. Acestea nu dor. Majoritatea se declanșează între 3 și 12 luni după naștere. Ne oprim aici astăzi pentru discuții cu cei mai cunoscuți medici de la noi. Urmăriți și emisiunea Doctor de Bine de pe știrileprotv.ro. Pe curând!